Bună, dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să distribuiți videoclipul nostru și să activați notificările pentru a fi primii care află despre videoclipuri noi. Lui Halil Brahim și Slale este dor de acele vremuri vechi. După cum știți, Halil Brahim și Sla au fost foarte fericiți când au lucrat împreună în serialul TV Emanet. Păreau fericiți în spatele camerei, inclusiv întreaga distribuție. Cu toate acestea, Sila caută acele vremuri vechi. Pentru că Sla Tercolu nu este fericită. Motivul nefericirii Sla Tercolu este că nu există momente fericite în seria Emanet, în care se simte nefericită în spatele camerei și încearcă să forțeze un zâmbet. După cum probabil ați observat, Sula părea palidă și abătută. Nu a avut un zâmbet sincer, atât în publicitate, cât și în culise. Acest lucru nu a trecut neobservat de adepții săi. Sila a spus că a fost foarte fericită să lucreze cu actorii atât de celebri într-o astfel de producție, dar i-a fost foarte dor de fostul actor principal Halil Brahim Ceyhan și de fostele sale roluri principale. Dar a spus că acest serial este foarte important pentru el. Fanii își toarnă deja comentarii la promoțiile din seria Cranberry Sherbet pentru a-l încuraja și a-l susține. Nu există niciun comentariu care să susțină alți jucători. Sper că această situație să se reflecte în rating. Este foarte important să vezi serialul la televizor. Va fi difuzat și la televiziunea din străinătate. Iar ratingurile și promoțiile primelor 5 episoade sunt foarte importante. Halil Brahim l-a felicitat pe Ceyhan pentru noul său proiect. Mi-am dorit succes. Întâi s-ar potrivi și lui Halil. Ce să spunem, sper să reușească. Ți-a plăcut interpretarea Sila în promovarea serialului? Ne poți împărtăși opiniile tale valoroase în secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Ai grijă de tine! Pa!